câteva din ei, dădu chiar și comanda. 4, 3, 2, 1. Când deodată, ca să vezi în loc de start, se auzea o voce: stop, stop, încotro vreți o apucat, stop! Știi cine era? Mama plopilor, Lelea Țărână. Și ca fiecare mamă bună, ea-și hrăni copilașii și apoi își văzut de treabă. Însă plopii au plecat să se joace tot de racheta. Tare mai doreau ei să se urce sus, sus, în vârful cerului și să vadă din ce mai sunt făcute și stelele celea. 4, 3, 2, 1. Și din nou startul n-a avut loc. Din nou mama era de vin. Oare ce facem? Prinsera se gânde plopii. Trebuie să o luăm cu noi în rachetă, hotărâră frații. Dar cum? Doar nu-i atât de ușor să o iei pe mama cu tine în rachetă, pentru că ea are atâtea și atâtea griji. Și apoi trebuie să construim și o rachetă cât mai mare, de să încăpem cu toții. Zis și făcut. Se apucară plopii de făcut o rachetă nouă. Când era aproape gata, și-au dat seama că nici acum n-au chip să zboare. Doar racheta era mică. Parcă puteau să facă ei una mai mare, dacă ei erau mici. Și iată că iar nu pot lua pe mama cu ei în zbor. Se întrestară și mai mult plopii noștri. Nu se lipea de tânșii nici glumă, nici hrană. Măi, fraților, dar ce-ar fi dacă am lăsat racheta să mai crească? Celorlalți le păru cam isteață vorba celui mic. Și toți bine dispuși au plecat la joacă. Așa se întâmplă întotdeauna. Când te joci, nici nu observi cum crești. Edă că am ajuns și la sfârșitul poveștii. Iar prin geam privește luna, îți zâmbește ușurel și-ți dorește noapte bună.